Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod special. Îmi pare rău că am întârziat cu videoclipurile, dar mai am puțin și recalculez, să spun așa, OBS-ul. Deci, în curând vom face episoade cu Minecraft, GTA și jocuri de prin browser. Da. Îmi pare rău din cauza luminii. Este o lumină slabă. Și știți că eu am transpirat tare rău. În acest episod filmăm cu Vărmiu, care la amândoi am transpirat și este o freza în rău. Dar am inventat o nouă inovație. Inovația saltea cu picioare. Deci, după cum vedeți, aici este o saltea. Și după cum veți bine vedea, deci stați că facem așa, uitați, salteaua, o saltea normală, da? Puțin bombată. Acum m-am așezat și am plecat cu salteaua. Ia uitați. La finalul acestui videoclip vă voi arăta și cum am făcut asta. Gata. Bun. Deci, după cum v-am spus, această saltea merge. Și în acest episod vreau să vă spun. V-am spus deja chestia cu obiectul, că se reglează acuș. Și o să apară episoade, fiți atenți, cu Unturned, San Andreas, Minecraft, Happy Wheels, Transformice și da. Poate mai târziu va apărea, nu mă judecați, ideea am luat-o de la I Hate Pink cu eu, uitându-mă la episoade și reacționă, știți, I Hate Pink reacționează la... Da. Cred că în momentul de față tot vă vine să credeți cum de se mișcă salteaua. Ia uitați, facem un felul acesta. Mă pun pe spate. Ne îndepărtăm. Înapoi. După cum ați văzut voi, cred că voi doar ați văzut cum dispare și apare ușa. Nu? Ia colțul ușii. Încheiem episodul? A filmat 3 minute. Acesta este unul din episoadele noastre de vlog, dar este un vlog informativ. Bun, deci cred că vine și partea care trebuie să vadă cum am făcut. Robert, haide să mă ajuți. Vino. El mă va ajuta. Deci, după cum vedeți salteaua, Robert ridică salteaua să vedeți ce este de desubt. Da, nam. Skateboard-ul verișoarei mele. Și acum, pur și simplu punând salteaua înapoi, skateboard-ul cu roți. N-ai reglat bine. A, uitați. Hop! Chestii că când te plimbi cu salteaua trebuie să stai fix pe... Deci trebuie să știi unde ai pus skateboard-ul. Altfel nu merge. Deci dacă aveți și voi o saltea și un skateboard, puteți face această chestie. Cam aici vom încheia și acest episod. Eu am fost, după cum bine știți, Costin, iar noi ne vom vedea data viitoare. Bye, bye!